O femeie a născut acasă în așteptarea ambulanței care s-a împotmolit în noroi. S-a întâmplat acum două zile în satul Lărguța din raionul Cantemir. Echipajul de salvare a sunat la 112 și a solicitat ajutorul poliției. Ajunși la fața locului, oamenii legii i-au transportat pe lucrătorii medicale până la domiciliul pacientei. Între timp însă, bebelușul a venit pe lume. Poliția a menționat că mama și copilul au primit primul ajutor medical, iar ulterior au fost duși la maternitatea din Cantemir. Deocamdată nu se cunoaște cu ce mijloc de transport au ajuns la spital. Reprezentanții Centrului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească spun că nu cunosc despre acest caz, dar vor reveni cu detalii. Am încercat să aflăm care este starea mamei și a bebelușului, însă niciun reprezentant al instituției medicale nu ne-a răspuns la telefon, în schimb poliția susține că mama și copilul se simt bine.